Dragile mele, vă mulțumesc foarte mult pentru fiecare reacție pe care ați avut-o la materialele informative pe care le-ați primit de la mine în ceea ce privește infidelitatea și cum te poți recupera după ce ai fost înșelată de partenerul tău. Vreau să te asigur că sunt aici în continuare și sunt onorată să fiu alături de tine în procesul de recuperare după trauma infidelității. Să știi că fiecare din răspunsurile pe care le-am primit de la voi a fost uh, un motiv în plus să-mi duc mai departe misiunea, și anume aceea de a ajuta fiecare femeie afectată de infidelitatea partenerului său să-și recapete feminitatea, să-și reconstruiască identitatea de sine, stima de sine și să treacă peste frica de a rămâne singură pentru tot restul vieții. Vreau să te rog ca dacă nu ai parcurs până în acest moment cele două materiale pe care ți le-am trimis să te oprești chiar acum, pentru că fiecare din aceste materiale, patru la număr mai exact, care vor fi până la final, sunt uh, într-o ordine cronologică, au legătură una cu cealaltă și sunt extrem de importante pentru ca tu să ai harta completă a vindecării de sine în urma traumei produse de infidelitatea partenerului tău. Vreau să știi că există viață după infidelitate și încă una minunată, cu condiția ca tu să știi să nu-ți irosești suferința. Iar soluția de a nu irosi această suferință este aceea de a trece sănătos prin ea, nici de cum de a o evita. Știi de la mine, pentru că am spus-o nenumărate rânduri, că există două căi prin care oamenii decid să înceapă un proces de vindecare și de a renunța la comportamentele nesănătoase. Prima cale este durerea și a doua cale este frica de consecințe. Și vreau să ți spun azi că și pentru tine, cea înșelată, sunt valabile aceste două căi. Dacă tu nu vei fi îndurerată de trauma infidelității și dacă nu ți va fi teamă de consecințele ce vor apărea cu siguranță în cazul în care nu iei decizia de a te vindeca, Bineînțeles că nu vei decide niciodată să intri într-un proces de vindecare a traumei produse de infidelitate. Vreau să îți spun că aceste două căi m-au ajutat și pe mine, le-au ajutat și pe alte zeci de femei cu care am lucrat la propriul lor proces de reconstrucție a feminităților și a stimei de sine pe care, din păcate, și-au pierdut-o în urma trădării partenerului iubit. În clipa în care ai aflat despre infidelitatea partenerului tău, este foarte probabil ca prima ta reacție să fie aceea de șoc, de groază și chiar să simți că întregul corp și întreaga ta ființă au paralizat dintr-o dată. Sau poți de asemenea să te îndepărtezi de prieteni, să refuzi complet să vorbești despre ceea ce s-a întâmplat sau la fel ca mine și ca alte femei cu care am lucrat, poți să spui că te poți descurca singură și să refuzi, evident, să ceri și să primești ajutor exterior. De asemenea, tu poți să apelezi la niște strategii de a face față durerii pe care, așa cum ți-am mai spus, psihoterapeuții le numesc strategii de coping. Acestea, în cazul tău, pot să fie mâncatul compulsiv, a face cumpărături într-un mod compulsiv, poți să muncești din ce în ce mai mult, poți să te implici mult mai mult în viața copiilor tăi pentru a putea să treci mai departe peste această durere și de asemenea poți să spui, știi ce, pot și singură pentru că așa a putut și mama, așa au putut și alte persoane și de ce nu, numai timpul este cel care poate să-mi vinde ce Poate să vindece rănile produse de infidelitatea partenerului meu. Numai că, draga mea, tu știi că acestea sunt doar niște substitute și că mai târziu vei ajunge în impas și mai târziu vei ajunge tot față în față cu tine și îți vei da seama că nimic din ceea ce ai încercat până acum nu îți poate vindeca durerea. Iată câteva din strategiile pe care atât eu, cât și clientele mele le-am folosit în procesul nostru de recuperare. Și aceste soluții pe care am să ți le spun în continuare sunt niște soluții sănătoase care sub nicio formă nu sunt niște substitute pentru durerea ta și anume, poți să apelezi la un grup de suport terapeutic. Acest grup de suport este susținut de către un psihoterapeut acreditat, este cu bani, deci nu vei putea să-l accesezi în mod normal gratuit. Și ceea ce vei face acolo va fi să urmezi niște pași pe care psihoterapeutul respectiv ți-i adresează Va trebui să parcurgi niște materiale informaționale și educaționale pe care acesta ți le sugerează. De asemenea, în acest grup de suport vreau să te asigur că, sub nicio formă, nu vei fi judecată, ci vei fi alături de alte femei care trec sau au trecut prin fix aceeași traumă ca și tine și care acum au luat decizia sănătoasă de a-și vindeca sufletele. O altă soluție poate să fie un grup de suport. Din mediul creștin. Sunt anumite grupuri religioase care susțin astfel de grupuri de suport, și acestea vreau să știi că sunt în mod normal gratuite și sunt susținute de către un lider al unei biserici sau de persoane care au fost acolo, au trecut prin infidelitate, iar acum sunt recuperate. O altă modalitate de a face față sănătos durerii este aceea de a apela de asemenea tot la un grup, numai că acesta se bazează pe metoda celor 12 pași și dacă îți dorești să afli mai multe informații, poți să cauți informații despre ce înseamnă metoda celor 12 pași în recuperare. Un, o altă metodă de a face față durerii este aceea de a apela la un psihoterapeut specializat. Această metodă este evident contracost și ceea ce vei face acolo va fi să lucrezi unul la unul, deci terapeutul respectiv se va ocupa personal numai și numai de tine. Și vei avea anumite teme de făcut, vei avea anumite materiale de parcurs, care bineînțeles te vor ajuta să înțelegi, să accepti și să schimbi ceea ce făceai greșit înainte să afli că ai fost înșelată. Mai poți de asemenea să apelezi la programe de recuperare, programe care nu sunt gratuite, sunt contracost, dar în care vei învăța, așa cum ți-am mai spus, să faci față durerii, vei fi alături de alte persoane care trec prin aceleași situații, prin aceeași situație ca și tine persoane care nu sunt încă vindecate, iar acest program, bineînțeles că este condus de către un psihoterapeut specializat în infidelitate, care știe foarte, foarte bine care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgă orice om care își dorește să renunțe la tiparele toxice pe care sau la care a apelat până acum în relațiile pe care le are cu alți oameni. Uite, ce decizii greșite putem să luăm în momentul în care refuzăm ajutorul exterior? Putem să spunem că ne descurcăm singure și să nu stăm de vorbă cu o persoană străină, care i-am putea, fără niciun fel de problemă, să-i spunem prin ceea ce trecem, iar această persoană, fie că este un psihoterapeut, fie că este un preot, evident că va ține secrete aceste informații pe care noi le oferim. De asemenea, putem să spunem că noi nu suntem de acord să cheltuim bani pentru procesul nostru de vindecare, pentru că nu e așa, avem cu totul alte lucruri pe care trebuie să le cumpărăm sau care vor avea nevoie de banii noștri. Un, o altă decizie greșită pe care o putem lua ar fi să-l ascultăm pe partenerul care de foarte multe ori poate să ne interzică. Să vorbim despre asta. De ce? Pentru că este foarte teamă că imaginea lui pe care și-a creat-o poate în de zile despre sine poate să fie afectată. Și bineînțeles că acest lucru nu este sănătos, pentru că nu este vorba despre el, ci este vorba despre tine. Și asta nu înseamnă că dacă tu mergi mai departe și spui cuiva prin ceea ce treci, asta o să te facă pe tine o femeie egoistă sau o persoană rea. Ție rușine și aceasta este o altă soluție pe care o, o poți decide, ți-e rușine de faptul că ai ajuns tu aia proastă care nu e așa, a fost și ea înșelată. Sau poate că îți este rușine că ai ajuns să stai cu un ăla care își înșală nevasta. Bineînțeles că și acestea sunt niște soluții, niște gânduri care vin din durerea ta, dar care nu te vor ajuta în procesul tău de vindecare. Sau poți să iei decizia de a nu face absolut nimic, pentru că nu e așa, de ce trebuie să fac eu ceva, atâta timp cât nu eu am fost cea care l-a înșelat. Și atunci poți să cazi în extrema cealaltă în care îl blamezi doar pe el și pe tine te consideri perfectă și spui că tu n-ai nevoie de absolut nimic, ci doar el este cel care trebuie să se implice. Sau nu vei vrea să renunți la nimic din ceea ce ai și la nimic din ceea ce faci. De exemplu, nu vei vrea să renunți la uh, poate o parte din banii pe care i-ai strâns până acum și să-i folosești pentru recuperarea ta sau nu vei vrea să renunți la anumite Uh, nu știu, activități pe care le ai, de exemplu, am întâlnit femei care au spus eu nu vreau să pierd știrile de la ora X când atunci ar vrea psihoterapeutul respectiv sau grupul de suport respectiv să ne întâlnim sau eu nu vreau să renunț la a mă întâlni cu prietenele mele doar așa ca să mă vindec eu după ce nenorocitul ăla a făcut ceea ce a făcut. O altă modalitate ar fi să crezi tu că ești anormală pentru că nu e așa, uite, domne, cum toată lumea reușește să treacă peste infidelitate și numai eu nu. Numai că vreau să știi că acestea, și vreau să-ți repet lucrul acesta până când ți se impregnează în minte, că acestea sunt doar niște convingeri greșite, niște convingeri limitative pe care tu le ai referitoare la procesul de vindecare. Având în minte aceste lucruri, ceea ce vei face va fi de fapt să fii rezistentă la schimbare. Adică nu ți vei da șansa să te recuperezi și știi, șansa aceasta odată pierdută va fi, dacă nu pentru totdeauna pierdută, să știi că îți va lua mult mai mult timp și vei consuma mult mai multă energie pentru că eu te asigur că la un moment dat durerea ta va reveni și Chiar dacă te vei despărți de acest partener infidel, mai mult ca sigur vei ajunge din nou, dacă nu te vindeci, într-o relație la fel de disfuncțională cu un alt partener, posibil la fel de infidel ca și acesta. Vreau să îți prezint în continuare o soluție formată din trei pași care vă vor ajuta pe amândoi să vă refaceți relația în situația în care amândoi vă doriți asta. Numai că, din păcate, dacă el refuză ajutorul specializat, atunci tu va trebui să parcurgi alți pași pe care ți-i voi detalia puțin mai târziu. Dar haide să ne ocupăm acum de acest subiect și anume cum ne vindecăm relația împreună dacă și partenerul meu este de acord cu asta și a decis să intre într-un proces de vindecare. Și uite ce m-a ajutat pe mine extrem de tare. Am citit cu foarte mulți ani în urmă un model al unei psihoterapeute specializată în infidelitate care a spus așa Imaginați-vă, dragilor, că relația voastră este un scaun și are trei picioare. Acele trei picioare sunt, de fapt, locul tău de siguranță, locul partenerului infidel de siguranță și al treilea picior este reprezentat de locul vostru ca și cuplu de siguranță. Ce înseamnă locul tău de siguranță? Înseamnă acel loc în care tu vei putea să îți manifesti toate emoțiile, să discuți despre problemele care te frământă. Locul tău de siguranță este acel loc în care partenerul tău nu este prezent. Poate să fie acel grup de suport sau acea rețea, rețea cu ghilimelele de rigoare de ajutor, Um, locul tău de siguranță este acel loc în care stai de vorbă cu psihoterapeutul tău, cu oameni care trec prin ceea ce treci și tu. Locul lui de siguranță este locul în care el găsește vindecare pentru traumele nevindecate din propria lui copilărie sau din propriul uh, său trecut, sau poate să-și uh, vindece dependența de uh, sex, sau poate să discute despre anumite lucruri pe care n-a avut niciodată curajul să-ți le spună iar locul vostru de siguranță este locul acela în care amândoi ghidați de către un psihoterapeut puteți să vă împărtășiți unul altuia nevoile pe care poate niciodată nu vi le-ați spus. Um, locul acela în care puteți să aveți libertatea să vă reproșați, dar într un mod sănătos unul altuia ceea ce nu v-ați oferit unul celuilalt. Pe mine personal și pe femeile cu care am lucrat, această imagine ne-a ajutat extrem de mult pentru că am putut să înțelegem că atât noi cât și partenerii noștri sunt, res, suntem responsabili pentru partea noastră. Eu nu pot să-i cer partenerului meu să îmi vindece propriile mele răni din propria mea copilărie sau din relațiile trecute, răni care pe mine m-au determinat să accept. Niște comportamente nesănătoase ale lui. Răni care m-au făcut să aleg un partener încă nevindecat, poate. Răni care m-au determinat să am anumite strategii de a face față durerii în timpul relației cu el. Poate am fost foarte critică sau poate am fost destul de nepăsătoare la anumite nevoi ale lui. Bineînțeles că aceste dureri ale mele nu-i dau lui uh, libertatea să mă înșele, dar bineînțeles că eu trebuie să mă ocup de aceste răni ale mele pentru ca în viitor să știu cum să mă raportez la ele. Vreau să îți prezint acum o soluție pentru situația în care, din păcate, partenerul tău fie a plecat deja cu femeia cu care te-a trădat și nu mai vrea să se întoarcă la tine, fie, deși își dorește să rămână împreună cu tine, nu vrea să intre într-un proces de psihoterapie. Vreau să știi că nu trebuie să te descurajezi pentru că există soluții pentru tine. De ce? Pentru că numai tu ești responsabilă pentru propria ta vindecare. Și nu vreau să te simți sub nicio formă vinovată pentru că începi singură acest drum al vindecării de sine. În primul și în primul rând, vreau să știi că un prim pas este să înțelegi conceptul de infidelitate. Cum apare infidelitatea? De ce apare infidelitatea? Apoi, următorul pas este acela de a te autoanaliza. Așa cum am spus de multe ori, numai tu ești responsabilă pentru viața ta. Numai tu vei putea să decizi ce să faci sau dacă faci pentru a fi o femeie reîntregită din punct de vedere spiritual și emoțional. Apoi poți să înveți sau va trebui să înveți cum să treci sănătos prin suferință, care sunt stadiile suferinței. Va trebui să știi aceste lucruri pentru ca mai târziu să poți accepta situația în care te afli și apoi, bineînțeles, să începi un proces de schimbare, a tiparelor tale nesănătoase de a reacționa la oamenii din jurul tău, iar apoi, următorul pas și al patrulea este cum să-ți construiești tu sau cum să-ți reconstruiești tu identitatea și feminitatea. Hai să vorbim acum cu cea mai mare sinceritate despre care este, de fapt, problema în infidelitate. De deci ce am ales să-ți spun asta? Pentru că de foarte multe ori facem greșeala de a blama. Oamenii care înșală, de dai blama pe oamenii care acceptă trădările repetate ale partenerilor lor și de asemenea ajungem să blamăm societatea pentru că este incapabilă să ne dea niște modele sănătoase. Ceea ce facem de fapt prin aceste blamări este să aducem din trecutul nostru niște convingeri greșite pe care le-am preluat de la ceilalți și pe care le-am dus, le-am urcat la rangul de adevăr absolut. Și vreau să știi că aceste convingeri greșite pe care le avem, ce fac de fapt, este să ne arunce în greșeala de a ne uita numai și numai la comportamentul persoanei infidele sau la comportamentul persoanei care acceptă infidelitatea sau la comportamentul oamenilor din societate și să nu ne întrebăm de fapt ce se întâmplă în spatele acelor comportamente, de ce oamenii aceștia au ajuns să înșele sau de ce oamenii aceștia au ajuns să accepte infidelitățile repetate. Și pentru că eu nu sunt de acord acum, în acest moment, cu aceste interpretări greșite pe care ți-am spus, le-am ridicat la rang de adevăr absolut, vreau să-ți spun cu rușine că și eu am fost cea care am blamat și bărbatul și femeia și societatea și vreau să fac astăzi lumină. Haideți să să-ți spun câteva din blamările care țin de partenerul infidel căruia uneori, îi, dacă am putea, i-am arunca cu pietre și l-am ucide. Păi uite, putem să spunem așa, este vina lui, familia lui a fost o familie destrămată, nu i-au dat o educație bună sau, uite, el este un laș, el este un om bolnav, el nu este capabil să susțină o singură relație până la capăt. Sau poți să blamezi nevasta, poți să spui lucruri de genul acesta: e vina ei că dacă îi dădea mai mult sex? Sau poți să ai o altă convingere greșită și anume: Păi dacă s-a ocupat numai de copii și pe el l-a lăsat acolo. Sau poți să mai spui: știi, este responsabilitatea ei să-și țină bărbatul în patul ei. De asemenea, poți să spui, păi dacă nu s-a mai aranjat o perioadă, păi dacă a fost obsedată numai de copii, păi dacă ea nu a știut ce înseamnă cu adevărat sexualitatea. Hai să îți mai spun și ceea ce spunem de foarte multe ori despre societate. Păi putem să venim cu următoarele idei. Păi dacă femeile se dezbracă în ultimul hal pe stradă, ce să facă săracul bărbat? Nu-i normal să ajungă în infidelitate. Sau putem să spunem, păi uite, dacă media ajunge să. Prezinte numai și numai femei îmbrăcate din ce în ce mai vulgar. Nu e normal ca ai noștri copii și bărbații noștri săracii de ei să ajungă la infidelitate. Sau păi dacă media spune televiziunile și toată social media ajunge să spună că infidelitatea este ceva normal. Nu este sănătos oare ca eu să nu mă mai stresez și să accept această infidelitate pentru că nu e așa, oricum, n-am cum să schimb. Draga mea, ceea ce facem atunci când alegem oricare din aceste căi este de fapt să ne golim de puterea pe care o avem de a schimba ceva în lume. Și aceasta ți-am spus că este misiunea mea de a schimba în bine lumea în care trăim. Nu sunt de acord că societatea, nevasta sau bărbatul sunt cei care, nu-i așa, comit aceste ilegalități cu ghilimelele de rigoare și din cauza lor lumea ajunge din ce în ce mai desfrânată. Eu consider că există o soluție pentru toate aceste blamări, există soluția vindecării de sine. Societatea să se vindece, bărbatul infidel să se vindece, femeia trădată să se vindece, și numai așa, toți împreună vom putea să creăm o societate sănătoasă în care, atenție, adulterul să fie ucis cu pietre, și nu omul care comite adulterul și de asemenea nu persoana care acceptă adulterele să fie blamată, ci aceasta să fie ajutată să scape de tiparele toxice care au determinat-o să accepte neacceptabilul în viața ei. Vreau să-ți spun, draga mea, că am o soluție pentru tine pe care ți-o voi prezenta în e mail viitor și în videoul viitor referitoare la cum te poți vindeca, cum îți poți recapăta tu singură puterea asupra propriului tău destin. Și în încheiere vreau să-ți spun că din punctul meu de vedere și al multor specialiști cu care am stat de vorbă, infidelitatea este exact ca un cancer care dezvoltă din ce în ce mai multe celule de durere și dacă noi nu descoperim acele celule. Dacă nu facem ceva să le extragem, atunci ele se vor înmulți și ne vor ucide relațiile cu ceilalți, ne vor ucide caracterul nostru și de ce nu, în situații excepționale și foarte grave, ne pot ucide pe noi înșine pentru că putem să dezvoltăm tot felul de boli incurabile sau putem să ajungem la suicid din cauza durerii de necontrolat pe care o trăim din cauza infidelității. Vreau să te invit mai departe să îmi lași sub o, stare o un răspuns cu uh, ceea ce ai încercat tu, strategiile pe care tu le-ai încercat până acum de a face față durerii, soluțiile pe care le-ai încercat de a te vindeca după trauma produse de infidelitate, dar care din păcate nu au funcționat la tine. Ne vedem în materialul 4, în care îți voi prezenta soluția clară pentru a putea să-ți reconstruiești identitatea și să te vindeci de trauma produsă de infidelitatea soțului tău.